sesiunea Science Lab, laboratorul nostru științific. Astăzi, cu ajutorul unui experiment extrem de ușor, vom afla răspunsul la întrebarea: de ce unele obiecte în apă plutesc, iar altele, din contra, se scufundă? Iar explicația este următoarea. Deoarece fiecare obiect ce ne înconjoară este alcătuit din particule foarte mici care nu se văd decât la microscop și se numesc molecule. Cu cât într-un obiect moleculele sunt mai dense între ele, cu atât densitatea obiectului este mai mare. Cu cât moleculele sunt mai rare, mai lejere în corp, atunci densitatea este mai mică. Apa, ca și orice obiect care ne înconjoară, la fel are densitate, iar atunci când plasăm un obiect deasupra apei, atunci aceste două densități, balanța acestor două densități, hotărăște dacă obiectul va pluti sau se va scufunda. Puteți alegeți acasă diverse obiecte cu permisiunea părinților, să le scrieți pe o foaie și într-un tabel să notați. Cum ați crezut, obiectul se va scufunda sau nu? Și în a doua coloană, ce s-a întâmplat în realitate? Iar acum am să vă arăt ce se întâmplă și cu obiectele pe care le-am ales eu, iar vă puteți să ghiciți, se vor scufunda obiectele mele sau nu. Să începem! Pentru acest experiment, eu am ales câteva obiecte. Să începem cu cele mai ușoare. Cum credeți? Pietrele se vor duce la fund sau vor pluti la suprafață? Să vedem! După cum vedeți, s-au scufundat. Dar ce se va întâmpla dacă, de exemplu, am să iau un pachetel și am să-l pun în apă? Chiar dacă este mai mare decât piatra, pachetelul meu nu s-a scufundat, deoarece densitatea acestui pachet este mai rară decât densitatea pietrei. Ce se va întâmpla dacă o bucățică de măr am să pun în apă? Chiar dacă este destul de grea, mărul la fel plutește în apă. Bănuțul și monedele la fel sunt mai mici decât bucata de măr, dar să vedem, se vor scufunda oare? S-au scufundat! Dintre o cheiță și o bucățică de usturoi, cine credeți că va câștiga? Cine va plute la suprafață și cine se va scufunda? Să vedem! Usturoi a câștigat! Am o pensulă, un fix și un creion simplu. Să vedem cine va câștiga. Fixul, chiar dacă este făcut din plastic, a plutit la suprafață. Iată așa o sticluță drăguță, care nu este goală, să vedem, va fi destul de grea ca să cadă la fund. Nu, de fapt, plutește. Și cel mai mare obiect pe care l-am eu este o bucată de carton dublu. Și să vedem, este densitatea acestui obiect destul de mare pentru a se scufunda în apă. După cum vedeți, nu! După cum ați observat, fiecare obiect care ne înconjoară, într-adevăr, are densitatea lor. În videoul următor, urmează să aflați și mai multe despre obiecte ce sunt special proiectate pentru a se scufunda sau de a pluti pe apele Oceanului Planetar. Pentru astăzi atât, eu vă doresc mult succes, ne vedem în curând, pa, pa!